Vizcădincioși, continuăm cu tâlcuirile Sfântului Stim Popovici. Am ajuns la ultima parte de tâlcuire a capitolului 4. Așadar, Sfântul Stim Popovici, tâlcuiri la Sfântul Ioan Teologul, capitolul 4, versetele 17 și 18. Întru aceasta a fost desăvârșită iubirea Lui față de noi, iubirea Lui Dumnezeu față de noi, ca să avem îndrăznire în ziua judecății. Întru aceasta, că Dumnezeu se sălășluiește noi și că este iubire și că noi, cei ce sălășluim în Dumnezeu, creștem neîncetat în iubire și că într-o iubire ne desăvârșim, fără margine și fără hotar. Atotputernica forță dumnezeiască, iubirea pierde tot păcatul din noi și ne păzește într-o viață sfântă, într-o viață dumnezeiască, dându-ne libertatea de a nu ne mai înfricoșa de ziua judecății. Desigur, suntem în lumea răului și a păcatului, dar nu ne mai temem de rău, nici de păcat, căci noi trăim prin Hristos Dumnezeu. El este Cel ce biruiește noi prin toate puterile Lui dumnezeiești, Cel ce biruiește răul, Cel ce pierde tot păcatul. Noi nu suntem din lume, dar trăim prin Hristos în lume. Și în acest chip pierdem păcatele și răul nostru, fiindcă precum acela, adică precum Hristos, așa și noi suntem în lumea aceasta. Viața Lui în această lume este chip, pildă și model pentru viața noastră într-o această lume. Deși scrie la multă vreme de la înălțarea la ceruri a Mântuitorului, Sfântul Teolog vorbește la prezent, așa să fim și noi în lumea aceasta precum El este. Ne descoperă astfel această mare taină că Dumnezeul om, Iisus Hristos, continuă să viețuiască în lume prin biserică, pentru că rămânând în ea, continuă să rămână cu noi în această lume. Este în contemporan cu fiecare dintre cei ce alcătuiesc această biserică pământească de-a lungul tuturor veacurilor. De aceea fiecare generație de credincioși poate spune dinpreună cu Fiul Tunetului să fim și noi în această lume precum acela este, precum Iisus Hristos este. În lumea aceasta trăim prin El, precum El, în adevăr, în dreptate, în iubire, tot așa și noi. Tot ce este al Lui este și al nostru. Căci prin noi s-a sălășluit în biserică și se dă pe sine însuși neîncetat, mai ales în Sfânta Taina Euharistiei, precum și în celelalte sfinte taine și sfinte virtuți. Se dă întreg pe sine însuși, iar noi putem viețui în această lume așa cum El a viețuit. Evanghelic, dumnezeiește și omenește. Precum ucenicii lui Iisus Hristos, regula de căpătâi a Evangheliei este, pentru toți ucenicii lui Iisus Hristos, este această regulă de căpătâi, precum acela, adică Iisus Hristos, este așa și noi să trăim precum acela. Așa cum, precum gândește acela, așa și noi gândim. Așa precum noi, acela simte, așa și noi simțim. Precum acela, așa și noi lucrăm. Precum El, așa și noi în lumea aceasta și în toate celelalte. Iubirea dumnezeiască a lui Hristos este aceea care ne poartă prin toate acestea, care ne păzește în toate acestea. De aceea n-avem frică, de aceea n-avem teamă, nici de moarte, nici de păcat, nici de diavol, nici de chinuri, nici de durere, nici de pătimire. În iubirea lui Hristos sunt prezente toate puterile dumnezeiești ale lui Hristos. Deci de ce ne-am înfricoșat? De moarte, de păcat, de iad sau de puterile iadului sau răului? Câte vreme iubirea aceasta lui Hristos, tot mai desăvârșită este în noi, ea pierde toată frica. De aceea creștinii sunt adevărații eroi ai lumii acestea. Doar ei pot birui fără frică toate câmpurile, pe toate câmpurile de luptă ale lumii. Singura cale prin care iubirea lui Hristos se desăvârșește în noi este o cale lungă și grea, fiindcă această cale este alcătuită din toate celelalte virtuți evanghelice
căci iubirea evanghelică nu crește și nu trăiește, nu se desăvârșește decât prin celelalte virtuți evanghelice, prin rugăciune, prin smerenie, prin post, prin pace, prin îndelungă răbdare, prin nădejde, prin credință. Pe această cale se merge, se obosește și se cade, însă aceasta este singura cale care ne duce la iubirea desăvârșită. De aceea Sfântul Cuvântător de Dumnezeu ne bine vestește. În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârșit în iubire. 4.19. Noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit mai întâi. E răspuns la întrebarea de ce îl iubim pe Hristos. Îl iubim fiindcă El ne-a iubit mai întâi. Cum? Într-o aceasta, că pentru noi și în locul nostru, El a murit pe cruce, a biruit moartea, păcatul și pe diavol. Într-o aceasta, El ne-a dăruit nemurirea și viața veșnică. Aceasta este singura iubire adevărată. Toate celelalte iubiri nu sunt adevărate, decât în măsura în care ieșau bârșea într-o această iubire, în măsura în care sunt precum aceasta. Iubirea noastră de Hristos este răspunsul firesc la iubirea de om a lui Hristos. Nici o iubire de pe pământ nu e atât de justificată, de îndreptățită ca iubirea noastră pentru Hristos. Cine n-are iubire de Hristos, oare este într-adevăr om? Mai poate rămâne, om, e semn că ceva s-a stricat în lăuntru lui. Ceea ce are el mai de preț, mai înalt, mai omenesc, ceea ce îl face om, a degenerat în ceva hidos și monstruos. A pecetuit în întregime pecetea răului, diavolescului, ceva în care se găsește iadul și moartea. Acum ni se limpezesc aceste ciudate cuvinte ale Apostolului celui Mare, Sfântului Apostol Pavel, care zice: dacă cineva nu iubește pe Domnul, să fie anatema. 1 Corinteni 16:22. Căci în afară iubirii de Hristos a Dumnezeului om, nu este binecuvântare pentru ființa omenească. Nu este pace, nu este bucurie, nu este adevăr. Nu este dreptate, nu este nemurire, nu este veșnicie, nu este fericire, nu este rai, nu este sfințenie. 4:20-21. Iubirea de Hristos se deschide în iubirea de Dumnezeu și în iubirea de aproapele. În iubirea de adevăr, în iubirea dreptății, în iubirea binelui, iubirea sfințeniei, în iubirea păcii, iubirea curăției, iubirea tot ce-i dumnezeiesc, a tot ce-i netrecător și veșnic. Toate iubirile acestea sunt dumnezeiești, sfinte și veșnice, fiindcă rădăcina lor este dumnezeiască, sfântă și veșnică, fiindcă rădăcina lor este iubirea de Hristos, iubirea lui Hristos, toate manifestările de neocolit ale iubirii lui Hristos. Toate aceste iubiri sunt obiectivarea și proiectia aceleia, întruparea și împlinirea aceleia, viața și chipul de a fi a aceleia. Fără ele nu există iubire dumnezeiască, iar unde nu iubire dumnezeiască, nu-i nici, unde nu iubire adevărată de Hristos, nu-i nici iubire dumnezeiască și nu-i nici iubire de om. Hristos, Dumnezeu, omul, este Dumnezeu omul, iar iubirea către El este întotdeauna o iubire deopotrivă cu iubirea către Dumnezeu și iubirea către om. Iubirea către Dumnezeu și iubirea de om. În creștinism, iubirea de om este dovada iubirii de Dumnezeu, iar iubirea de Dumnezeu este dovada iubirii de om. Iubirea către Dumnezeu se manifestă firesc în iubirea către persoana umană, către ființa dumnezeiesc-omenească, adică calitatea de frate dumnezeiesc și frate veșnic. De aceea Sfântul Cuvântător de Dumnezeu stăruie, mai ales asupra acestui cuvânt: dacă zice cineva că iubește pe Dumnezeu și pe fratele său nu-l iubește, mincinos este, pentru că cel ce nu iubește pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-l iubească.
Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine nu iubește pe Dumnezeu, nu iubește nici pe fratele său. Sau cine iubește pe Dumnezeu, să iubească și pe fratele său. Doar dacă e simțit întru Dumnezeu, văzut ca venind de la Dumnezeu, Dumnezeu, omul, poate fi frate întru Dumnezeu, frate nemuritor. Doar omul care e în Hristos Dumnezeu simte astfel, privește astfel și vede toți oamenii în iubirea lui Dumnezeu. Noi am cunoscut iubirea lui Dumnezeu prin Mântuitorul. Până atunci, de fapt, nu știam ce este iubirea cea adevărată, însă prin Mântuitorul am cunoscut adevărata iubire. De când Mântuitorul a mântuit oamenii din păcat, de moarte și de diavol, până la el aveam doar povești și fabule despre iubirea lui Dumnezeu. Prin Mântuitorul iubirea a intrat cu adevărat pentru întâia oară în lumea noastră. Și atunci am cunoscut iubirea dumnezeiască, am crezut în El, căci noi, mizerabili și lași, robi ai morții, ai păcatului și fii ai diavolului, în ce am putea avea încredere sau în ce să credem dacă nu în Cel ce ne-a mântuit pe noi de întreita putere de distrugere și pierzare universală, păcatul, moartea și diavolul. Mântuitorul ne-a descoperit că Dumnezeu este iubire și că vine din iubire prin iubire și rămâne în om ca să-l mântuiască de moarte, de păcat și de diavol. Ne-am descoperit de asemenea că altfel omul, el dă omului toate puterile trebuincioase pentru ca el să rămână în Dumnezeu prin iubire și împreună să lucreze la mântuirea lui, trăind în iubire prin poruncile lui Dumnezeu. Până la arătarea Dumnezeului om și până la mântuirea lumii pe care am plinit-o, nu puteam nici spune, nici dovedi că Dumnezeu este iubire. Dar cu Dumnezeul om, prin Dumnezeul om, aceasta devine cel mai evident adevăr, întâiul adevăr și întâia realitate, un adevăr pe care face pe fiecare și îl poate fiecare verifica în propria sa viață, în propria sa experiență. Dumnezeu sălășluiește prin iubire în om, îl mântuiește prin iubire și tot așa prin iubire sălășluiește în Dumnezeu și se mântuiește prin iubire. De aceea Sfântul Evanghelist proclamă cea mai mare și mai concretă veste a Noului Testament. Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru el. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.